Proiect de hotărâre numărul 9 privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective în vederea organizării concursului la Casa Culturii Ion Creangă Târgu Neamț și a comisiei de concurs, respectiv Comisia de Soluționare a Contestațiilor. Comisia Economică. Punctul dumneavoastră de vedere. Comisia Economică, da, cu favorabil și propune pe domnul consilier Mișu Câmpianu. Pentru Comisia de Examinare. Da, pentru examinare. Da. Tot pentru Comisia de Examinare, punct de vedere al Comisia numărul 2. Pentru Comisia de... Am înțeles varianta propunerii făcute de către Comisia de Cultură. Respectiv? Deci, propunerea că mi-a face dreptate. Da. Comisia de Cultură? Comisia de Cultură are numai care propune, domnul Câmpianu. Deci, Comisia de Examinare. Deci, numai de Comisia de Examinare. Nu mai de? Da. Aceeași propunere. Domnul Câmpianu. Fiind o singură propunere pentru Comisia de Examinare, vot deschis, cu aprobarea dumneavoastră. Cine este pentru vot deschis? Vă mulțumesc. Din Comisia de Concurs la Casa de Cultură vor face parte, pe lângă domnul viceprimar, președinte, și domnul Apopei Vasile, administrator public, membru, și domnul Câmpianu Gafton Mihai. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Secretariatul acestei comisii va fi condus de către doamna Coș Florica. Comisia de soluționare a contestațiilor la Casa de Cultură. Punctul de vedere al Comisiei Economice. Comisia Economică propune pe domnul Drun Vasile. Comisia de Urbanism. Comisia de Cultură propune pe domnul Culescu. Ce să facem buletine, ziți? Renunț, deci, merge cu domnul Culescu. Renunțați de a rămas o singură propunere pentru Comisia de Soluționare a Contestațiilor, unde președinte este doamna Cozan Elena, membru în comisie doamna Mihaila Elena Carmen și din partea Consiliului Local Bucurescu Vasile. Supunem spre aprobare. Votul pentru, împotrivă, abțineri. Mulțumesc, unanimitate. Comisia de Soluționare a Contestațiilor a fost aprobată. La această comisie, secretar de comisie Manoliu Ioan Cătălin. Pentru membrii supleanți, Comisia de Economică. Am lăsat la articul de Comisiei de Cultură. Vă mulțumesc. Comisia de Urbanism. Comisia de Urbanism. Deci o singură propunere, domnul Turuianu. Din această comisie vor face parte, din partea Consiliului Local, domnul Turuianu, doamna Rotaru Popa Mihaela, doamna Iosub Ecaterina. Supun spre aprobarea dumneavoastră această comisie. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Supuneți spre aprobare proiectul privind comisia și caietul de sarce și toate anexele la acest proiect. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Vă ascultăm, domnul consilier. În comisia de urbanism am propus ca proiectul de management, da, al candidatului pentru această funcție să fie făcut într-o perioadă de 5 ani și nu de 3 ani. Aceeași propunere are și Comisia de Cultură. S-a acceptat de comisie. Mandatul de 5 ani. Luați-i cu faptul cum mai durează un an să termine Casa de Cultură. Și mai erau propunere pentru 3 ani cu Comisia Economică. De chime. Da, de chime. Aceeași. Fără de chime, am înțeles. Aceeași situație. Fără 3 ani experiență. Fără 3 ani. Fără 3 ani. Deci, cu amendamentele dumneavoastră, supun la vot propunerile dumneavoastră și completările pe care le-ați propus dumneavoastră la cele două propuneri. Cine este pentru? Totuși propunerea Comisiei Economice. Vă mulțumesc. Comisia Economică a propus, da. Comisia Economică a propus doar pentru o perioadă de 3 ani de zile să fie acel domeniu. Am înțeles. Și Comisia de Cultură și Comisia de Urbanism cu o propunere de 5 ani de zile. Și am supus la vot această propunere. 5 ani și fără vechime. 5 ani și fără vechime. Da, da. Aceste două amendamente le-am supus spre aprobare. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc. Proiect numărul 10. Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la SC Civitas Comserele
pentru anul 2013. Comisia Economică. Aviz favorabil. În forma prezentată, da? Sigur. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia de Cultură. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Intervenții la acest proiect de hotărâre? Am eu intervenții. Mă rog. Cheltuielile cu servicii de bază. Este un contract de prestări servicii cu Pretoria. Nu poate să fie asigurată baza pentru reducerea costurilor, pentru că avem cheltuieli de 61.245 de lei pentru 2013. Lucrarea de poliția locală? Nu. 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 Deci ați primit, ați primit răspunsul în partea domnului primar. Da. Alte intervenții, domnilor consilieri. Dacă nu mai sunt supuns spre aprobarea dumneavoastră acest proiect de hotărâre, cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotriva, abțineri. În unanimitate, acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Proiect numărul 11, privind aprobarea execuției bugetare a orașului Târgu Neamț pentru trimestrul 3-2013. Comisia Economică. Aviz favorabil în forma prezentată. Vă mulțumesc. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia de Cultură. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. În unanimitate. Și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Proiect de hotărâre numărul 12, privind aprobarea contractului de comodat auto pentru un microbus cu 16 locuri în vederea asigurării serviciilor de transport școlar. De votul pentru. Mulțumesc. Abțineri împotrivă. Unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Proiectul de hotărâre numărul 13, privind aprobarea rectificării bugetului local a orașului Târgu Neamț, precum și a listei de investiții pentru acest an. Votul pentru. Vă mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Proiect de hotărâre numărul 14, privind aprobarea asocierii dintre orașul Târgu Neamț prin Consiliul Local al Orașului și alta. Consult în vederea amenajării unui patinoar artificial în Parcul Central în perioada 1 noiembrie 2013, 31 martie 2014. Domnul președinte, o singură întrebare aș avea. Ce câștigă primăria din urma acestei asocieri? Nu cheltuiește nimic. Păi nu, dacă asigură lucrurile. Utilitățile vor fi plătite de către Alga Consult. Deci primăria Târgu Neamț se obligă să ia pune la dispoziție spațiul, terenul și racordul la energie electrică, care este deja de anul trecut la fața nouă. Sunteți mulțumit, doamna consilieră, de răspuns? Da. Bine. Știi cum puteți de valoare. Iar dumneavoastră, luni, marți, miercuri, vă puteți da cu patru de gradii. Alte intervenții la acest proiect de hotărâre? Dacă nu mai sunt, supuneți spre aprobarea dumneavoastră. Votul pentru? Mulțumesc. Împotriva, abțineri? Unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Proiect numărul 15, privind aprobarea programului de activități culturale pentru luna decembrie 2013 al Casei Culturii Ion Creangă, Târgu Neamț. Comisia Economică. Aviz favorabil. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Noi am făcut că Moș Crăciun să vină mai devreme, dar nu fost de acord comisia. Mulțumim. Comisia de Cultură. Aviz favorabil. Mulțumesc. Intervenții la acest proiect de hotărâre. Aici, dacă permiteți, da, fac o intervenție. Deci acest proiect, programul este definitivat. Sperăm în luna noiembrie. Comisia de Cultură să vină cu propuneri și, la fel, echipa care va lucra la program pentru luna decembrie, până la sfârșitul lunii noiembrie, să mai avem ceva îmbunătățit. Și aici, că pe anul știm la ce mă refer. Încă n-am lucrat de poziția programului noastră, proiectului. Iar Comisia Economică așteaptă bugetul. Să vedem câți bani ne cer. Dacă îmi permiteți mie, vă rog să aveți încredere în comisia noastră, că o face, mă rog, o expresie deja permanentă, o face tot ce se poate. Ca, în comisie și în colaborare. Și în comisie și în colaborare cu Casa de Cultură, în așa fel încât, într-adevăr, sărbătorile de iarnă să fie o sărbătoare pentru orașul. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul consilier. Alte intervenții? Dacă nu mai sunt, spre aprobare acest proiect de hotărâre. Votul pentru? Mulțumesc. Abțineri împotrivă?
În unanimitate, acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Proiect de hotărâre numărul 16, privind aprobarea obiectivului de investiții, reabilitare rețelei de alimentare cu apă în orașul Târgu Neamț. Este vorba de acele studii de fezabilitate, sunt niște sume importante, consistente. Probabil, sper că vom achita doar un avans pentru acele studii și nu toată suma până la aprobarea proiectului. Domnul primar, nu poate da un deci, spus. Inclusiv studiile de fezabilitate la cele două proiecte sunt eligibile. Deci banii care ne vin din bugetul Guvernului României se va prinde și inclusiv studiul. Deci nu... E foarte bine specificat asta, da? Exact. Deci este același proiect, cum e și cu drumurile care le avem în reabilitare, pe ordonanța 28. Deci inclusiv studiul de fezabilitate intră în... E foarte important acest. Mulțumim, domnul primar. Alte intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu mai sunt, supunem spre aprobare. Votul pentru? Mulțumesc. Împotriva, abțineri. Unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Proiect de hotărâre numărul 17, privind aprobarea obiectivului de investiții, extindere sistem de canalizare orașul Târgu Neamț. Tot supunem spre aprobare. Votul pentru? Vă mulțumesc. Abțineri, împotrivă. În unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui spațiu cu destinație de cabinet medical situat în ambulatorul de specialitate a orașului Târgu Neamț, etajul 1, camera 19, în favoarea domnului dr. Luca Cezar. Comisia Economică. Aviz favorabil cu condiția ce specialitate are acest domn doctor? Mulțumesc. Punct de vedere al Comisiei de Urbanism. Versare. Aviz favorabil. Comisia de Cultură. Aviz favorabil. Intervenții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Domnul consilier Trofin. Domnule președinte, o eroare mare aici, că spuneți camera 40, camera 19. 19. În schița topită de inginerul de la cadastru, spune că pe spate, chiar a spus, spațiul a fere cardului 45, cardul 19. Deci, dar nu e urmă. E ceva așa în pasamea. Știți? Deci, noi aprobăm camera 45, cabinetul 19. Cabinetul 19. Deci, nu, de camere, cabinet. De cabinet. După aceea, camera de se studiază. Da, de acord. Felicitări, domnul consilier. Alte intervenții pe marginea acestui proiect? Dacă îmi dați voie. Da, domnul Teo. După cum bine știți, domnul doctor Lucache este venit de aproximativ jumătate de an în noi, Târgu Neamț. Atât eu cât și managerul spitalului am făcut tot posibil să-l convingem să rămână aici. Cred că la anul am fost să ne sunăm aici. Așa că dacă fac un apel și la dumneavoastră, nu știu, dacă auziți medici care vor să vină în orașul nostru, primim cu cea mai mare plăcere și le asigurăm cât putem condiții de a trăi în orașul nostru. Știți foarte bine că nu avem ginecolog, nu avem anestezist, nu avem oncolog. Sperăm de luna ianuarie să ne vină trei tineri, tot la fel să-i convingem, să facem tot posibil să-i cinem aici noi în orașul nostru. Mulțumesc, domnul primar. Alte intervenții pe marginea acestui material? Supuneți spre aprobarea dumneavoastră acest proiect de hotărâre. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Împotriva, abțineri, în unanimitate, acest proiect de hotărâre a fost adoptat. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui spațiu cu destinație de cabinet medical în favoarea doamnei psiholog Baciu Mirela. Supun spre aprobarea dumneavoastră. Votul pentru? Mulțumesc. Împotriva, abțineri, în unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind atribuirea folosință gratuită a suprafeții de teren de 2 metri pătrați, teren aparținând domeniului public al orașului Târgu Neamț, către Eon Moldova Distribuție ESA. Intervenții la acest proiect. Profiți, domnul consilier. Îmi pare rău că deci, e bine ceea ce s-a propus și ceea ce aprobăm mai astăzi, dar îmi pare rău că nu am reușit ca această deviere de trasea să o facem numai pe primărie, pentru că în alte plăți prin oraș, chiar pe anumite străzi pe care am făcut recepție, am învățat, s-au făcut și s-au plătit banii la primărie. Aici au fost nevoie ca un om să plătească din buzunarul lui toată treaba asta. Deci am solicitat, am discutat odată cu domnul Vicip,
când am fost mitrați eu acolo, despre această situație. Acum, faptul deja e consumat, o să vedem ce se mai poate face de acum. Pentru că această nivel se face pentru ca să... E vorba de construcția acolo, o locuință, spune și o construcție proiectată. Dar pe viitor vedem ce se mai poate face pe viitor. Pentru că trebuie să luăm în considerație că pe strada Pruncului, rețeaua de iluminat public ar trebui să fie pe stradă. Acolo merg copiii la școală, pe strada Pruncului, la școala din Blebea. Iar rețeaua de iluminat public e pe câmp. Aș dori să avem în vedere pe viitor această situație, de a duce rețeaua de iluminat public pe stradă, pe unde merg copiii la școală. Atâta vă mulțumesc. Vă mulțumim. De fapt, nu v-ați referit la proiectul de hotărâre de astăzi. Dumneavoastră ați venit cu are legătură. Are legătură. Da. Intervenție la același proiect de hotărâre. Dacă nu mai sunt, supunem spre aprobarea dumneavoastră voturi pentru. Vă mulțumesc. Abținere împotrivă, unanimitate și acest proiect de hotărâre a trecut. Cele 20 de proiecte de la nota de propuneri au fost adoptate de către dumneavoastră și ați mai aprobat și am aprobat împreună încă două proiecte de hotărâre pe notă suplimentară. Un prim proiect privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC Centrul de Întreținere Urbană SRL Târgu Neamț. Despre aprobarea dumneavoastră, voturi pentru, mulțumesc, împotriva, abțineri, unanimitate, acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Al doilea proiect de hotărâre de pe nota de propunere suplimentare, privind numirea componenței AGA de la SC Centrul de Întreținere Urbană SRL Târgu Neamț pentru perioada noiembrie 2013-iunie 2016. Și aici o să trebuiască să... Avem buletinele de vot, să vedem propunerile Comisiei Economice. Nu? Faceți un comisiu. Poftiți, domnul consilier Constantescu. Aș propune ca din AGA la această societate să facă parte domnul Maciu Călămaia Lurel și domnul Vula Crivone. Domnul consilier Gățădescu propune pe domnul Aciu Pirlănoaie și pe domnul Burlacu Ion. Alte propuneri? Domnul Crovin? Aș propune ca din această comisie să facă parte domnul consilier Marian Iurel. E AGA, e vorba de AGA. Deci sunt trei persoane, atunci că trei persoane AGA, da? Deci domnul consilier Crovin propune pe domnul Marian Iurel. Alte propuneri? Domnul Crovin propune eu. Domnul viceprimar propune pe domnul Boca Dăinel. Alte propuneri, domnilor consilieri? Avem până acum 4 propuneri pentru 3 locuri în AGA la SC, Centrul de Întreținere Urbană. Mai aveți și alte propuneri? Dacă nu, să trecem la domnul consilier Roman, vă rog. Cu permisiunea mea, sunt pe domnul inginer Turdoianu, domnul consilier Turdoianu Daniel. A 5-a propunere, domnul Turdoianu, domnul consilier Turdoianu. 5 propuneri pentru cele 3 locuri din AGA. Alte propuneri? Domnul consilier, poftiți. Faceți mereu. Deci, domnul consilier Cosma, propune pe domnul Cosma Dacă. Nu, eu renunț. Domnul consilier renunță. Ne pare rău. Alte propuneri din partea dumneavoastră? Dacă nu, vom face buletinul de vot cu următorii colegi. Domnul Aciu Pârlănoaie, domnul Burlacu, domnul Marian Viorel, domnul Boca, domnul Turuianu și domnul Cosma renunțați, da? Comisia de validare, vă rugăm, luați buletinile de vot și la mână. Dacă puteți să vă prezint rezultatul votului. Deci, din 19 buletini de vot, 18 exprimate, un coleg pentru... Aprobat. Rezultatul este următoare. Aciu Pârlănoaie, 10 voturi. Boca, 10 voturi. Burlacu, 10 voturi. Marian, 9 voturi. Turuianu, 11 voturi. Deci trebuie să facem plătire de nou pentru încă două locuri. Deci, primul Turuianu care iese din... Deci, o câștigător, da? 11 voturi. Iar pentru încă două locuri trebuie să înscrim de Aciu Pârlănoaie, Boca și cu Burlacu. Vreau să adresez o
o întrebare executivului. Vă rugăm, vă rugăm, domnul consilier. Nu suntem la întrebări și interpelări, dar prin pauză, da. Având în vedere perioada convențională de timp friguros este 15 noiembrie 15 martie, aș dori ca să fim informați de modul de pregătire pentru sezonul rece, de combaterea poliei, a fenomenelor meteorologice periculoase, cu utilaje, cu materiale de rafante, cu oameni, pe sectoare, tot ce este, dacă poate să ne spună în ceva. Mulțumim! Da, domnule, vă pot să fiu eu. Am avut chiar o ședință la Consiliul Județean, unde s-a analizat situația asta. Primăria Târgu Neamț este pregătită cu utilaje. Pe nume avem autogreder, greder și tractor cu lamă și buldo excavator, plus autobasculantă. Avem contracte încheiate cu Eurosal și cu Ana Forest. Avem, deci, mașină cu lamă în față, volă și ifron. Și Eurosal are pregătit 100 metri cubi de antiderapant la seră de fără. Nu cred că au fost probleme deosebite, nici în iarna trecută, au fost sub control. Sperăm ca și anul ăsta, chiar dacă s-a anunțat o iarnă mai grea, să putem face față. Mulțumim, domnul viceprimar. Alte intervenții, domnul Turbeanu, poftiți. Dacă tot să ne la probleme de astea hotărăști, aș vrea să vă rog, domnul viceprimar. Am trecut zilele trecute până deja nu se face mare. Cred că necesită urgent mutualizare, pentru că am văzut la ramuri care stau să se cadă, sunt câteva crăpate și care sunt dezbunezi. Monumente istorii nu se poate fără aprobare. Fără aprobare, lor nu putem face. Facem aprobare și o cerere. Vă fac o adresă și eventual chiar un studiu jurnalistic de ce se poate face ca să mențin cât mai mult, pentru că este unul dintre simbolilor lui orașului nostru. Mulțumesc! Mulțumim, mulțumim și doar consilier. Profităm de ocazie că avem timp, alte intervenții. V-aș ruga să mă ascultați cu mine. Domnul consilier Burlacu. Pentru că problemele care vreau să le ridic, eu nu le-am verificat pentru că astăzi mi-a fost adus la cunoștință. Dumneavoastră veți fi în măsură să confirmați dacă ceea ce le spun acum este adevărat sau este o problemă. De exemplu, la Blebea s-a spus că digul de pe partea stângă în aval a suferit două breșe în inundațiile care au avut loc în această vară și nu s-au luat nicio măsură. Eu vă spun ce mi s-a adus mie la cunoștință. Deci, înainte de trecerea pe suport, apa a pătruns pe acolo, după care a intrat în aval de pod, în curțile cetățenilor și le s-a promis că se face o apărătoare. Digul de pe partea? Stângă. Gabioanele, deci gabioanele. Nu diga, ci este pus acolo, da. S-au produs două spărturi. Într-adevăr, o suferit, da, o suferit din cauza că nu au fost ploile cele mari în vară. Da, în porțiune de au fost avariate. V-am spus, eu n-am verificat astăzi, mi da, da, au fost avariate. Însă avariile au fost foarte mici, la cât apă a fost acolo. Da, am fost chiar acolo prezent. Mai o să fie dublate, acolo o să trebuiască lucrat. Am o problemă care e veche și pe care chiar domnul Drun personal de multe ori a ridicat-o în legătură cu acoperișurile la balcoanele de pe strada principală. Și aș vrea să spun că asta am verificat chiar astăzi, deasupra magazinului Apollo. Este prăbușită o porțiune de țigle. Nu intră în datoria noastră, dar cel puțin să ne luăm niște măsuri de prevenire, să trimiți niște scrisori, niște avertizări. S-a făcut adresă. Da? S-a făcut adresă. Iar la fostul magazin Miraj, da, ăla din Călători, acolo chiar este rupt, da, prăbușit. Dacă o să mergeți dumneavoastră pe centru, o să vă uitați deasupra, nu știu ce numără are blocul, ce denumire, la Alianț Siriac. La etajul 5 este o bucată de oală din aia, în formă de o care acoperă coama respectivă, dezlocată de la locul ei și se ține numai în sârma respectivă. Să vă uitați. Aia are destul de multă greutate. Și aș ruga, totuși, să o comisie să analizeze dacă la
nu puteam spune acoperișuri, improvizațiile care au fost făcute cu steșna spre trotuar, se poate lua o măsură de protecție prin punerea unor luci sau ceva, pentru că se anunță o iarnă destul de grea. Se vor forma țurțuri de respectiv și ați văzut câte cazuri au fost în țară. Nu știu cum se poate proceda. Deci și-au acoperit, o să vă uitați și noastră, și-au acoperit locurile, dar streșina cu asbestul respectiv au dat-o de curge apa pe trotuar. Este la ora 23, trotuarele sunt înțesate de elevi, de tinere, putem fi noi, putem fi copiii noștri, părinții noștri, care să... Dacă și-au făcut balconul ăla, cred că trebuia să-și așa o măsură de protecție. Vă mulțumesc tare mult. Mulțumesc și noi, doamna consilier. Domnul viceprimar și-a adaptat și probabil că în ședința... Nu știu dacă intră datoria primăriei, dacă toți ai acoperit blocul, vin primăria să spună un da, puteam să-i... După cum bine știți, noi am inițiat un proiect pentru anvelopare blocuri pe zona, în special pe zona centrală, inclusiv schimbarea șarpatului acoperișurilor, dar din păcate nu am găsit înțelegeri la o parte dintre proprietarii apartamentului. Din totalul de câte blocuri sunt pe zona centrală, mă refer la Mihai Eminescu și Ștefan cel Mare, doar la 3 blocuri am reușit să obținem semnăturile de la 90% din proprietari. Dacă am găsit înțelegeri la oamenii ăștia, ceilalți oameni, ceilalți proprietari, că trebuie făcut ceva și cu șarpanta, și cu anvelopare, și cu modernizare, ce vrem noi să facem acolo, ar fi dozat. Dar așa, comisia. Nu știu cum o să rezolvăm și vă dați seama că exact cum aveți dumneavoastră casă, sau eu am casă și fac reparații la casă, așa ar trebui și fiecare locuitor al orașului care locuiește la bloc să înțeleagă că primăria vine, dar cât poate veni primăria? Știți foarte bine cum e bugetul nostru. Domnul primar, nu ce-mi spus dacă v-am întrerupt, nu e obiceiul meu. Dar dacă ați trimis și a anunțat, vor fi răspunzători. Da. Toți ar trebui să ne gospodărim și să înțelegem că trebuie făcut ceva. Dacă vine primăria cu 30%, dacă guvernul ne garantează acel credit, fără dobândă, fără nimic, nici așa nu e. 5 ani de vom încerca, eu știu, perioada următoare, ceva proiecte europene, dacă vom găsi, da. Campanii informare cu locații. Am făcut campanii informare, am... Bățești ca la Pungești, cum au zis să iau eu mai întreba asta. Am avut invitați pe toată asociația, ne-au fost aici, le-am explicat exact care și cum... Deci doar 3 blocuri am reușit să definitivăm proiectul și să începem lucrările, eu știu, la primăvară sau vreme bună, chiar a noastră. Dacă la cele 2 magazine, ce se ia, se mai poate tolera, sau se poate, numai decât trebuie luată bucata aia de acolo de la etajul 5, pentru că este ferită de pe coamă și se ține în sârmă. Am fost și eu curios când s-au făcut modernizările pe centru acolo la farmacie, să mă uit cum e legat tot sigur de aia. Este cu o sârmă sub un milimetru și care e deja erucinită, e nebunită. O bucata aia de oală, cum spun specialiști, trebuie dată jos. S-au pus la loc ei cimentat acolo. Să vă uitați deasupra, nu am să înființeze ciul ăsta nostru, sigur o să rezolvi și problema asta. Am și o întrebare pentru domnul Vince sau domnul primar. În vară sunt câteva strămiții care s-au fost răzuite către firma și firma aia la Bacău care asfaltează Drăguneanu. N-au mai venit, n-au mai făcut frăzile respective, au rămas așa drăguite, mai bine nu le răzuiau, pentru că au venit ei, au făcut o gaură mare. Este o singură stradă, știu eu batalionul, nu? Nu ești oameni? Aia, cred. Da, era ceva pe Drăguneanu. Deci n-au trebuit. Mai sunt. Mai sunt 2 parcări începute de Iasicon. Uitați că nu vor să le facă dacă nu le plătim imediat. Nu avem posibilitatea anul ăsta. Și încercăm să predea lucrarea pe constructor. Dar văd că se demarează foarte greu cu tehnică. Se demarează greu și putem să le facem pentru ce vin. Vorbeam la început de ședință cu domnul viceprimar. Domnul primar deci nu era venit, trebuie să fac niște măsuri cu groapa de gunoi. La groapa de gunoi, la ora actuală, nu știu să debandat, nu știu să debandat acolo. Toți sunt bisericari care vin, cu gardurile, au tăiat copăcii care au fost plantați. E mizerie, nu știu bază dacă mai este, deci nu mai este ceea ce a fost. Deci groapa de gunoi știți foarte bine că a intrat în fază de a se închide. A fost predată Consiliul Județean pe acel proiect european.
Deci primăria dumneavoastră nu prea mare treabă. Terenul de cât, după ce vom închide, ei pot investiga lucrările de modernizare. La o bază este o sală de bază acolo, o să se mai mult. Se dă foc acolo, nu se dă foc. Nu, nu, ăsta e constructorul care închide groava, a început să motive noi dintr-o parte în altă. Deci să avea ce să formează de lucrurile. Ia foc. Da, mulțumim. Ați primit buletinul de vot cu 3 colegi de-ai noștri, 2 cu da și 1 cu nu. Și eu să ne spuneți, cred că în Comisia de Siguranță a Circulației s-a aprobat acel proiect cu examinarea elevilor de afară de șoferi auto în Târgu Neamț, când preconizați că va începe această acțiune. Începând cu 3 decembrie, o să avem și Târgu Neamț examinator pe toate categoriile. Ca să nu mai fac la piatra. Și locul de pe care va fi, locul de pe care va fi cel de la care l-a stabilit de șoferi. Dragi colegi, în urma votului dumneavoastră este liber exprimat. Domnul consilier Dron va da citirii procesului de vot. 19 de voturi de exprimare exprimate. Acestor rogaie 11, Boca 11, Burlacul 1. Acel care rogaie și cu Boca 2 el. Sunt ceilalți doi consilieri care vor face parte din ei. Da, mulțumim, domnul consilier. În urma votului dumneavoastră exprimat, componența AGA de la SC, Centrul de Întreținere Urbană, SRL Târgu Neamț, este format din domnul Acepcărlă Noi, domnul Boca și domnul Turluian. Mai supunem încă o dată spre aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre. Voturi pentru. Mulțumesc. Împotrivă, abțineri. Dragi colegi, cele două note de propuneri pentru proiectul de hotărâre au fost epuizate. Trecem la întrebări și interpelări. O parte din dumneavoastră deja ați intervenit în pauzele de realizare. Înainte de a să vă aduc și eu o problemă la cunoștință. Și chiar înainte de a vă felicita cu cei 3 membri la acest centru de întreținere. V-aș ruga foarte frumos să nu ajungem în situația societății prin locală. Deci tot ce se va întâmpla acolo să fie verificat din asta și, bineînțeles, dacă sunt probleme, să se sezați. Asta e conducerea primăriei, consiliul local, dacă este ca chiar o vreme de anchetă. Astăzi am primit o adresă din partea poliției, serviciul de investigare a fraudelor, și se află pe rol un dosar privind fosta societate prim locato, de fapt privind 4 asociații de proprietari. Am să vă cer în perioada următoare și acceptul dumneavoastră să dispunem un audit și noi acolo, de fapt cei de la investigația fraudelor au solicitat să dispunem un audit la prim locato și la cele 4 asociații de proprietari. De cât am înțeles, lipsesc niște bani. Deci, este vorba de vreo câteva miliarde bune, iar locuitorii orașului nu cred că merită să îndure și să li se taie apa din cauza faptului că unele persoane au luat banii și au folosit în alte scopuri decât pentru a se achita apa și alte servicii. Deci omul de rând, locuitorul orașului, nu cred că este normal să îndure. Deci eu am avut o discuție, de fapt de aici aș plecat, am avut o discuție cu directorul de la FASER și l-am rugat, atât pe dânsul cât și conducerea județului, să facă tot posibil să nu taie apa la cele 5 blocuri. Și acest fapt se datorează celor 4 asociații de proprietari care au încasat bani de la locuri, de la oameni și nu au achitat mai departe facturile. Deci este un caz cam grav. De asta am întrebat cine a făcut parte din consultarea de administrație sau AGA ce era acolo. Eu am să dispun un audit, am să-l supun aprobării dumneavoastră Consiliului Local și vom vedea ce se va întâmpla.
Dar care sunt asociațiile? Deci exact cele patru asociații care erau în subordinea prim locală. A prim, B prim, C prim și D prim. Și acei șefi de asociații? Acei șefi de asociații sunt doamna Iosu Gabriela, Ionașcu Gheorghe, Mazurache Elena și Didilă Olimpia. Care toți sunt salariați al prim locală. Toți sunt salariați al prim locală. Și mai sunt în momentul de față. Da, la... da. Păi, dacă vorba de doamna Iosub și în momentul de față sunt foarte multe sesizări. Ei, sunt foarte multe probleme, de asta v-am avut la cunoștință, să știți, acolo va, nu știu, o să ies, o, nu știu, vom vedea ce vreau. Deci noi dispunem un audit economic și, bineînțeles, trebuie să răspundem punctual la mai multe întrebări care le-am aici. E vorba de tot 11 întrebări. Întrebare. Patrimoniul prin locator, atât cât era el, a fost valorificat? Patrimoniul prin locator, chiar ieri am primit adresă de la lichidator. Vă dau un exemplu, o centrală care, care s-a dat așa, acum este la vânzare cu 1.500 de euro. 1.500 de euro, frumos. Da. Și vrem acum tot, într-un proiect să facem și să-l aprobați dumneavoastră, cele două centrale care au fost date la prim locator, să le cumpărăm tot noi primăria înapoi, cu sumă mică, și acolo să facem ceva, o parcare. Chiar la liceul Ștefan, în centrala aia, o demolăm și facem, exact ce vrea să o facem, domnul Dumnezeu, poate reușim să... Da, e ca povestea cu tare. Nu, sunt două, au mai rămas două. Aia de acolo și aia de la... Aia două centrale care au fost ale... Da, deci, nu este cumpărată aia. Aia a fost foarte. Da, aia nu este. Aia a fost, acum 3 săptămâni, a fost licitație și a cumpărat două persoane. Și vă spun dacă vreți și prețul și acum vor să o vândă. În curtea liceului? De lângă sala de sport. Eu știu de două centrale care sunt la vânzare. Una din spate de la biroul de cooperație și una de la liceu. Altceva nu mai știu. Înseamnă că sunt eu informat în greșit. Dacă vreți, vă dau un număr. Dar nici nu mai lăsați. Eu vreau să vă propun să cumpărăm noi centrale și să facem noi ceva. Terenul este al nostru. Nu știu ce să vândă. Pentru că terenul este al primăriei, al domeniului public. Nu știu, nu văd ce poate vinde persoana asta care a luat-o, dacă e așa. Dar e posibil. Dar toți au văzut așa văzut. Este o centrală. Deci ai dat sub sol. Da, dar el nu poate vedea nimic pentru terenul ăsta nostru. Și acolo nu cred. Este chidatorul, a vândut centrala de terenul ei, cum au fost... Păi nu trebuia să fie nici pe noi Nu considerate intervenții, dacă aveți, nu consideră proiect. Asta întreba cu primul locator. În APA, înainte de alegeri, deci în mandatul trecut a fost Laru, Coșocaru și încă cineva, deci trei persoane. Și cu Chitipac, nu? Și cu Chitipac, da? Așa. După care, deci în legislatura actuală, am fost președintele AGA, am fost eu, am dispus audit, deci am solicitat audit, s-a făcut audit, auditul există. S-au găsit. De atunci au fost sesizate toată urmă, au fost sesizate de anomalii care au fost găsite. Și se regăsesc acum chitanții triple sau trei chitanții cu același număr, dar la trei clienți. Nici o intrare, nici un nir. Deci zero, contabilitate zero. Deci circuit documentelor zero. Deci de atunci trebuie luat dosarul este dat. Nu știu că este dat spre cercetare. Probabil acum au venit ca urmare a auditului. Sau... Deci, acum se regăte să vede lucrul acesta. Deci, s-au dispus după aceea, deci după aceea măsuri care au fost luate atunci, s-au dispus trecerea la în insolvență, da. Respectiv în falimentul societății. Deci, dar există responsabile de această situație? Vă rog, făcut de către organele de audit din Iași, care a fost echipa de Iași. Da, AGA, care a fost la momentul respectiv, nu este responsabil de această situație? S-a solicitat atunci. Deci, ca urmare a controlului de audit făcut de către echipa de audit, să fie trași la răspundere fostul administrator și organul colectiv de conducere, respectiv AGA Consiliul Administrator. De-aia le spuneam atunci că i-au semnat deci procese verbale fără sumite, deci ulterior, deci când au văzut că începe scandalul, au început să meargă să semneze procese verbale.
anterioare. Deci situația este mai mult decât grea. Da. Tocmai de asta am spus și vreau încă o dată să repet. Cele trei persoane care sunteți, care ați fost astăzi votați pentru a face parte din AGA la centru de întreținere, să aveți mare atenție și să faceți așa fel. Nu ajungem în situația celor de la primul rând. Și la fel, nu vreau să o las la o atenționare și la EPO. Aveți grijă mare, domnul Dan și cu domnul Inginer, și acolo sunt probleme. Am făcut tot posibilul să dăm deoparte tot ce înseamnă construcții și alte cheltuieli, să le luăm în primăria, să vedem acum exact societatea ECO, în perioada următoare. Primar, trebuie să aibă grijă toți, din toate adunări generale acționale, toate consilii de administrație, din consilii, nu numai fix la ECO, toate la civitație, toate părțile. Deocamdată la civitație, eu zic că merg pe minus. Nu merg pe minus. Da, alte intervenții, dragi colegi, domnul Mișu Păpeanu. Dacă domnul Botădescu este și cred că este bine informat, chiar dacă ar face să nu fie bine informat, și s-au făcut într-adevăr o asemenea vânzare, mi se pare, cum să spun, absurd ca primăria și Consiliul Local să nu știe să nu fie informat de asemenea chestii. Până la urmă, organizatorul e problema lui. Domnul Mișu, trebuie să vă gândiți un lucru. Toate centralele termice de pe razul așa Târgu Neamț au fost la lui Ivo. Ivo a dat un faliment, lichidatorul a preluat toată averea de societăți și acum o vinde și a vândut-o. S-a întâmplat cu toate centralele termice și nu numai asta. S-au fost în centrale. Deci, este vorba de așa. Deci, ultimul vorba pe acum două de zile, deci noi am pus în posesie, sau am vândut terenul la centrala de la termică, în spate, la supra. Deci același lucru este... Da, dar știu că să fie ce acum din centrala liceului. Nu învățăm destul, dar noi de ce n-am beneficiat acum din dreptul de prevențiune? Noi, ca și primăria, având terenul. Absolut. Spune, doamne, primării, vrei să pune? Sau la comunitate? Trebuia să ne înscriem la licitații. Domnul consilier, până la ședința de luna noiembrie, domnul primar ne va aduce la cunoștință exact ceea ce s-a întâmplat cu cele două centrale termice despre care este vorba. Alte intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu mai spun, vă mulțumesc. Da, poftiți, poftiți, domnul Șordan. Pentru domnul Bici, parcarea aia transmite și facem practicați prognoza rată că vine iarnă. Și lumea pune în antideză trecută și prezentă. Sunt bani de parcare. Dacă dați voi să termin, sau de lucrurile a răspuns în asta. Lumea pune în antideză trecutul și prezentul, spune, în trecut. Mi s-au asfaltat, mi s-au făcut trotuare, mi s-au iluminat, s-au făcut bănci, prezentul și face. Trebuia o mașină de asfalt. Nu ajungeam mașină. Dacă dumneavoastră considerați prezentul, tu prezentul doarme și trecut s-au făcut bănci, face frumos. Domnul consilier, dacă aș avea o putere să aduc acum 2 miliarde de lei să bag în parcări, aș aduce. Dar imaginați-vă că într-un an jumătate sau cât a trecut, nu am făcut altceva decât am construit în orașul ăsta. Și am achitat datorii. Dacă ar avea domnul vice, vă dați seama că nu face. Noi avem un contract cu o firmă de la Iași care mi-a spus, domnule, dacă nu dai bani, nu-ți fac. O să facem, o să ajungem și acolo și o să facem și parcarea. Nu numai aia, sunt 10 de parcări în tribunal. Le facem, nu mai trebuie să aveți răbdare. Dumneavoastră, ca dat de consilier, ar trebui să le explicați oamenii. Eu am explicat. Oameni buni, aveți răbdare că suntem plini de datorii. Atât îi spuneți. Într-o lună de zile, primăria trebuie să dea 4 miliarde la bancă. De unde se mai dăm și la parcări? Știți ce o să facă? Cum s-a făcut și în alte părți? O să se facă și acolo, domnul consilier, și acolo e tot orașul nostru. Cu răbdare o să ne facem pe toate. Sunt alte probleme mai grave, domnul consilier. Pentru dumneavoastră, domnul primar, problema prețul apei. Prețul apei, dacă de cât ce știți dumneavoastră, dacă nu știți, vă spun eu acum, nu are nicio treabă primăria Târgu Neamț cu apa serului. Prețul apei va adresați apa serului Consiliul Județean. Dacă nu știați că apa serului nu este sub ordinea primăriei, vă spun eu acum. Sau vă spun de colegul dumneavoastră, fac eu. Și atunci ce mă întrebați prin neapă? Să luăm o măsură. Ce măsură? Dacă ține de Consiliul Județean, ce măsură? Le știm probleme, domnul consilier, cu apa serului. Le știți cum asta. Lidl-ul? Da. Lidl-ul nu construiește primăria. Noi, consilieri, am pus la dispoziție terenul, constructorul trebuie să apuce de lucrurile astea, nu pot eu să am dat, eliberat și autorizat de construcție. O să facă și Lidl-ul. Pe anul ăsta, pe anul ăsta e problema constructorului, nu e a noastră. Așa
Dar dumneavoastră știți foarte bine că am eliberat autorizații de construcție la o societate din Germania. Deci nu sunt nici din, eu știu, din Ungaria, nici din Bulgaria, nici din România. Și neamț și neamț. Când spun, îi facem. Dar și mai început, nu? Dar și mai tot ce? Da, o să fac. Da, mulțumim și noi, domnul Consiliu. Erau intervenții. Dacă nu mai spun,